Alteța așteaptă domnul colonel Max Picolomini. Să intre. Domnule general. Nu! Câte vreme te numeri între cei împărătești, eu nu mai pot fi generalul tău. Ești hotărât să părăsești oștirea? Am isprăvit cu slujba la împărat. Și vrei să lași oștirea? Din potrivă! Nădăjduiesc să o leg mai strâns de mine. Cum? Da, Max. N-am vrut să spun mai înainte de a bate ceasul trecerii la fapte. Da, astfel stăm. Nu mai privi în urmă, căci nu-ți mai poate ajuta nimic. Înainte să privești, nu judeca. Te pregătește să pășești la fapte. S-a hotărât pieirea mea la curte, dar au greșit, căci eu le o iau înainte, de aceea ne vom alia cu suedezii. Sunt, Doamne, cum se cade. Bun, prieteni! Te-am uluit cu a mea mărturisire n răspuns. Te las să mai gândești. Îmi dai azi majoratul, generale. Căci până azi am fost cutit de greul de-am găsit eu singur drumul drept. În orice parte te-am urmat pe tine, privindu-te eram încredințat că-i dreaptă calea cea de tine aleasă. Întâia oară mă să aleg între simțirea mea și între tine. Tu trebuie să iei o hotărâre în crâncenul război ce azi începe între împăratul tău și al tău prieten. Război! Așa se cheamă, va să zică. Dar poate să se cheme drept războiul pe care cumpăratul îl încep ducând asupra chiar o știrea lui? O, Doamne, ce schimbare este asta? Ai fost în drumul vieții steaua care a luminat simțirea mea și pașii și acum să-ți vorbesc în felul acesta. O, ai deschis în pieptul meu o Să uiți în stira dragostei trecute pe care cu sfințenii o purtam. Să învăț să uit de strălucitul nume. Max. Nu! Nu-ți mai îndrepta spre mine ochii. Tu zeu ai fost sărmanului meu suflet. Ascultă, Max. Să nu faci asta, nu. Noblețea cea curată a feței tale n-a prins nimic din josnicia faptei. Nu trebuie să termin totul astfel. Ar însemna să defăimezi tu însuți în fața lumii orice măreție și orice ce putere creatoare. Sau pătimesc sau folosesc puterea. Așa stau lucrurile. Nu pot altfel. Atunci stai în postul tău cu sila și împăratul te împotrivește. Pe față treci la răzvătire. Eu n-am să te laud, dar ți-o pot ierta. Îndur cu tine ce nu poți îngădui, dar nu încerca să ajungi chiar trădător. Ce gata ai tinerețea la cuvântul, ce greu ca un cuțit se mânuiește. Întoarce-te la îndatorirea ta, mai poți să o faci. O duce, te conjur. Trimite-mă pe mine la împărat, mă duc eu la Viena bucuros să mijlocesc o pace între voi. El nu-ți cunoaște sufletul ca mine și trebuie prin ochii mei să vadă că ești curat și el din nou să-ți dea încrederea de care tu ești vrednic. E prea târziu! Tu nu știi ce s-a întâmplat! Chiar dacă e prea târziu, chiar dacă rostul s-ar fi încurcat că nu mai printr-o crimă mai poți scăpa de prăbușire, fie! Caz însă demn, precum ai fost în viață, predă comanda, pleacă de pe scenă, poți face asta în plină strălucire și tocmai fiindcă ești nevinovat. Mai mult tu pentru alții ai trăit, trăiești odată numai pentru tine. Eu am să te urmez pe orice cale și soarta mea de-a ta va fi legată. Prea păi târziu, în timp ce tu spui toate astea, trimișii care duc porunca mea spre Praga și spre Eger sunt departe. Împacă-te cu aceste împrejurări. Lucrăm așa cum ele ne silesc. Să facem tot ce e de trebuință cu toată demnitatea și tăria. Fac eu ceva mai mult decât făcuse un Iuliu Cezar? la al cărui nume și azi întreaga lume mai tresare. El duse împotriva Romei însăși acele legiuni pe care Roma, ca să o păzească, îi le încredințase. De ar fi lăsat din mână spada stare, el ar fi fost pierdut de bună seamă, precum aș fi și eu pierdut acum o clipă dacă armele aș lăsa. În mine simt ceva din duhul lui. Dăm tot norocului acum și mie și tot ce va urma voi îndura.